Cu Olimpia Cluj a câștigat al 10-lea titlu consecutiv de campioană a României. Printre campioane sunt și două americance înnebunite după sarmale. Erin Seppi a apărat poarta Olimpiei în acest sezon, la finalul căruia a câștigat primul ei titlu de campioană. Pentru fundașul Rashida Bill este al treilea. Cele două fotbaliste au venit în Cluj-Napoca din Statele Unite ale Americii. Eu sunt foarte fericită. Very excited. It was good competition and looking forward to continuing with this team to get better. Fetele au sărbătorit titlul cu sarmale și papanaș. I love sarmale and schnitzel. Papanache. Oh. And the chocolate. No, we've had Mitch. Yeah. That's good too. Yes, but nothing beats sarmale. Erin a fost nevoită să învețe câteva cuvinte în limba română pentru a se înțelege cu colegele sale în timpul meciului și Rashida a fost o elevă conștiincioasă. What I tried to say was singular. Vine, vine dreapta, vine stânga, muter, și liber. Bună dimineața, like bună, salut, and then ce faci, and if someone asks, like bine, and then at the end, o zi bună, pa, la revedere, those kind of ones. Just the simple ones for now. We're trying to learn, but it's hard for us.